Bună ziua, stimați membri ai Guvernului, stimați colegi, îmi pare bine să vă revăd în cadrul primei ședințe de guvern interimar din anul 2021. Sper că suntem cu toții sănătoși. Domnul Ministru Agriculturii, domnul Perjo, cum vă simțiți? Bună ziua, jumătate, domnul prim-ministru, mai colegi, mersi, totul decurge. Normal, sper că săptămâna viitoare ajung la pirul de mersi. Vă rog mult, aveți grijă, aveți grijă de cei dragi. Înțeleg prin ce dificultăți treceți dumneavoastră acum. Am trecut și eu prin experiența aceasta de două ori și vă îndemn și cu această ocazie să aveți curaj să mergeți mai des la testări ca să prindeți eventuală infectare la etapa timpurie. Stimați colegi, avem o agendă de discutat pentru ședința de astăzi, dar înainte de a trece nemijlocit la examinarea chestiunilor inserate în agenda, aș vrea să fac doar câteva scurte remarci. Suntem un guvern interimar. Și aș vrea pe această cale să aduc asigurări că acest guvern interimar va face tot ce este omenește posibil în condițiile actuale deloc ușoare, inclusiv din punct de vedere politic și mai ales din punct de vedere politic, să ducem lucrurile, să continuăm lucrurile în albea normalității și în strictă conformitate cu cadrul juridic. Pentru a menține situația sub control până la formarea noului guvern, căruia o să-i transmitem dosarele și cheile de la birourile noastre. Evident că un guvern interimar nu poate face miracole, dar poate oferi siguranța necesară că lucrurile nu vor degrada, repet, că lucrurile nu vor degrada în fața crizelor cu care ne confruntăm. Și crizele respective se confruntă nu doar Republica Moldova, dar și alte state, doar că situația din Republica Moldova se complică și prin situația incertitudine politică. Vă îndemn pe dumneavoastră, stimați colegi, îndemn și cetățenii Republicii Moldova să spunem un ferm da stabilității, ordinii, nu haosului și nu instabilității. Și îndemn pe toți să fim la maxim responsabili, îndemn să avem răbdare pentru a depăși crizele cu care ne confruntăm și mă refer nu doar la cea epidemiologică, dar inclusiv la cea economică care derivă din criza pandemică și respect. Rog foarte mult respect față de ceea ce facem, față de oameni și aș aprecia enorm dacă acest respect se va mișca în ambele direcții. Respect din partea noastră, dar voi fi extrem de recunoscător pentru respectul față de echipa care asigură interimatul într-o situație dificilă. Vă îndemn să evităm politica la maxim și să ne concentrăm exclusiv pe profesionalism. Repet, să fim demni și să ne facem în mod corect, onest, sincer, deschis lucrul până la investirea unui nou guvern. Vă mulțumesc și înainte de a trece la examinarea propriu-zisă agendei, aș vrea să invit unii colegi de-a noștri să facă o mică informație. Stimată doamnă secretar de stat Zatic, dacă puteți să ne faceți o succintă prezentare a situației epidemiologice la ora actuală în Republica Moldova. Vă rog.
Mulțumesc mult, bună ziua tuturor, stimați domnule prim-ministru interimar, stimați colegi, referitor la situația epidemiologică în infecția COVID-19 în Republica Moldova, informez următoarele. Către data de 19 ianuarie 2021 au fost înregistrate în total 153.506 cazuri cu infecția COVID-19, dintre care 143.766 cazuri au fost vindecate și 3.282 decese. Actualmente cazurile active sunt 6.064, inclusiv 3.831 cazuri sunt forme ușoare și moderate, care se află în tratament la domiciliu. 2.233 sunt spitalizate, din care 233 sunt în stare extrem de gravă, 784 în stare gravă și 1.110 în stare medie. Intubate sunt 33 de persoane. Numărul de persoane aflate sub supravegherea medicală la medicul de familie constituie 19.779 de persoane, inclusiv 13.045 contacti de înfocare de boală. În perioada 26 februarie 2020, 19 ianuarie 2021, au fost efectuate în total 599.097 de teste de laborator pentru confirmarea diagnosticului COVID-19, inclusiv 511.076 teste primare. În ultimele săptămâni, 14 decembrie 2020, 17 ianuarie 2021, se atestă o scădere a cazurilor noi confirmate cu COVID-19. Totodată, în săptămâna 11 ianuarie, 17 ianuarie 2021, numărul de reproducție efectiv a registrat o creștere de la 0,8 la 1,13, ceea ce denotă de fapt că situația continuă să fie alarmantă la capitolul pandemiei COVID-19. Se menține înaltă ponderea de peste 20% a probelor pozitive la SARS-CoV-2 din numărul total de persoane investigate. Incidența totală a bolii este de 4.400 cazuri la 100.000 populație, iar mortalitatea totală este de 93,5 decese la 100.000 populație și rata de fatalitate este 2,1. Totodată, indicatorii de incidență a infecției COVID-19 în ultimele 14 zile în 24 teritorii administrative se încadrează în criteriile de alertă cu cod roșu. Totodată, se atestă o creștere a numărului de cazuri de boală cu evoluție gravă, cu 8% comparativ cu perioada anterioară. Formele medii, de asemenea, au crescut de la 12% la 17,2%. Având în vedere micșorarea numărului de cazuri înregistrate de COVID-19, presupunem că acest număr micșorat, de fapt, nu atestă situația reală și poate fi explicat prin micșorarea adresabilității persoanelor după asistență medicală, îndeosebi în perioada sărbătorilor, vigilenței scăzute a populației în perioada de sezon a infecțiilor virale respiratorii acute, perioada vacanței legate de sărbătorile de iarnă, inclusiv vacanța elevilor, micșorarea numărului de frecventări a copiilor în instituțiile de educație timpurie, trecerea instituțiilor de învățământ la regimul online de predare 21-22 februarie 2020, micșorarea numărului de investigații de laborator legată de scăderea adresabilității după asistență medicală, introducerea măsurilor restrictive cu referire la modul de organizare a activității, durata timpului de lucru în sistemul Horeca, hotărârile Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în diferite obiecte ale economiei naționale, restricțiile de călătorie. Totodată aș menționa aici, de fapt, posibil o lecție învățată în general la nivel de comunitate, a populației și pe această cale vreau să mulțumesc că poate și aceasta, de fapt, denotă numărul micșorat de cazuri înregistrate, deoarece populația a învățat, am învățat și noi ca sistem și numărul de, și am învățat și pe platforma intersectorială, deoarece controlul și supravegherea respectării măsurilor de protecție a fost mai exigent în ultima perioadă, respectiv avem și un număr diminuat de cazuri. Dar, conform datelor la nivel regional,
Moldova este pe locul 26 în regiunea europeană și aceasta, de fapt, nu ne liniștește. Noi suntem încă cu un număr înregistrat la 100, la 1 milion de populație înalt. În țările cu migrație sporită a cetățenilor Republicii Moldova se atestă un număr foarte mare de cazuri noi de COVID-19, cum ar fi la data de 19 ianuarie 21 în Marea Britanie au fost înregistrate 33.355 cazuri, 1.610 decese, în Rusia 21.734 cazuri, 586 decese, în Italia 10.497, 603 decese, Spania 34.291, 404 decese, Ucraina 3.939, 177 decese, România 2.745 cazuri, 98 decese. Respectiv, noi trebuie să continuăm acele măsuri de protecție pentru la nivel individual, tot ce ține de populație, respectarea măsurilor recomandate specialiștii în sănătate publică, evitarea aglomerației, spălatul frecvent pe mâini și purtarea corectă a măștii, inclusiv pe platforma intersectorială, activitățile ce țin de controlul respectării măsurilor de protecție de către Ministerul de Interne, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Agenția Națională Transport Auto, adică acele activități comune, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, acele activități comune care au fost desfășurate până acum, necesită a fi în continuare. Și deoarece suntem în luna ianuarie, după care urmează, conform datelor de ultimii ani și situației epidemiologice de ultimii ani, de fapt luna februarie-martie este luna când de regulă avem cazuri înregistrate în alte de gripă sezonieră și lunile care vin, de fapt, ar putea avea o creștere atât pe motiv de gripă sezonieră, cât și COVID-19. Respectiv, vom continua pe platforma Agenției Naționale pentru Sănătate Publică supravegherea în continuare a tuturor măsurilor de respectare și de supravegherea bolilor transmisibile, având posibilitatea de a investiga atât parametrii la gripa sezonieră, cât și la gripa, cât și la COVID-19. Mulțumesc foarte mult! Aceasta a fost informația. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat. Doar mai am o întrebare, maxim două. Prima întrebare. Am văzut că s-au transmis în laboratoarele occidentale probele pentru a verifica dacă sunt sau nu tulpine noi ale COVID-ului. Avem cumva rezultatul deja din laboratoarele respective? Avem cadrul normativ necesar, stabilite criteriile pentru selectarea probelor pentru investigare peste hotare. Suntem în proces de trimitere, adică nu avem careva probe recent în care să așteptăm rezultatele. Avem aprobate instituțiile care sunt responsabile de colectarea și cu respectarea tuturor cerințelor. La momentul când vom avea careva probe trimise la cercetare suplimentară și rezultatele, atunci vom informa suplimentar. Vă mulțumesc. A doua întrebare, dacă Republica Moldova are nevoie de achiziționare adițională a testelor sau suntem suficient de echipați cu numărul necesar de teste? Domn prim-ministru interimar, noi la moment avem în stoc suficiente teste pentru a testa conform recomandărilor protocolului clinic național, conform definiției de caz. Avem în stoc la moment 140.000 de teste. Suntem în proces de procurare și urmează săptămâna viitoare să fie deschisă licitația pentru testele rapide în număr de 300.000.
Plus avem permanent monitorizăm care este disponibilitatea stocurilor existente și planificat încă procurări, încă 300.000 de teste pentru metoda clasică. Adică la acest moment este, situația este sub control, respectiv îndemn și eu la rândul meu populația de a merge la instituția medicală în condiții sigure atunci când este necesar pentru a fi investigată și la fel apelarea la medicina primară, la medicul de familie, în caz de imposibilitate de deplasare în condiții sigure pentru ca echipa mobilă să se deplaseze la domiciliu pentru prelevarea probei. Apariția semnelor clinice este un semn cert pentru investigație la COVID-19 plus cei din contact, celelalte categorii de persoane care sunt stabilite prin actele normative, categorii suplimentare, cei care merg la hemodializă, la chimioterapie, sunt toate și instituțiile medicale, de fapt, sunt în permanentă comunicare cu populația înregistrată pe lista din teritoriul său pentru a comunica și a avea mai bun acces la investigații. Vă mulțumesc și ultima întrebare, ca să nu vă chinui mult, domnule secretar de stat. La ce etapă suntem în Agenția Medicamentului cu omologarea vaccinelor care sperăm să ajungă în timp rapid în Republica Moldova? Cadrul legal este perfectat pentru a putea deja introduce donațiile sau mai avem de lucrat la acest capitol? Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale este gata pentru a înregistra vaccinul care va intra în țară. Noi am informat de fapt și pe platforma COVAX și am informat prin canalele diplomatice și Ministerul Sănătății din România că pentru a fi beneficiar va fi pentru granturi Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, astfel ca să avem facilitare și scutirea de taxele vamale. Noi suntem acum în proces și, cum am informat anterior la ședința preparatorie care am avut, ne-am încadrat în termenul stabilit, am trimis pe data de 15 ianuarie către Gavi tot setul de documente necesar pentru recepționarea cantității care a fost stabilită pe platforma COVAX, cele cantități care vor acoperi 20% din populația țării. Când vorbim despre populația țării, vorbim inclusiv Transnistria. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc mult. Doamna ministru Bogolja, dacă puteți să ne spuneți în două cuvinte care este situația cu școlile, instituțiile de învățământ, sunt sau nu puternic afectate de pandemie? Stimate domnule prim-ministru interimar, stimați membri ai guvernului, vreau să informez că Ministerul Educației, Culturii și Cercetării monitorizează zilnic situația epidemiologică în sistemul educațional și în acest context vă informez că la toți indicatorii, în comparație cu data de 18 decembrie, avem o scădere. Mai concret, în instituțiile de educație timpurie avem doar 3 instituții închise în carantină, 17 grupe în carantină, 6 copii confirmați pozitiv, 66 de cadre didactice confirmate pozitiv și 67 personal nedidactic și auxiliar confirmate pozitiv. În cadrul instituțiilor de învățământ general avem o singură instituție care activează la distanță din cauza carantinei, 20 de clase care activează la distanță din cauza carantinei, 99 de elevi confirmați pozitiv, 154 de cadre didactice și 53 de personal nedidactic și auxiliar confirmate pozitiv. Indicatorii dați în comparație cu data de 18 decembrie, de asemenea, sunt în scădere. Cu privire la învățământul profesional tehnic, avem un singur elev confirmat pozitiv și 4 angajați, dintre care 3 personal auxiliar. Iar în învățământul superior, vreau să vă spun că în luna ianuarie 2021 continuă sesiunile de iarnă în toate instituțiile de învățământ superior
Și în perioada 11-15 ianuarie au fost confirmați pozitiv 5 studenți, 11 cadre didactice, 5 cadre auxiliare, iar în autoizolare sunt de asemenea 5 studenți, un cadru didactic și niciun cadru din cei auxiliari. În acest context, vreau să menționez că suntem recunoscători pentru întreaga comunitate pedagogică pentru monitorizarea și supravegherea măsurilor de protecție a elevilor și studenților, grație cărora indicatorii cu adevărat în ultimele 30 de zile sunt în scădere și îndemn în continuare să manifeste responsabilitate majoră. În special după vacanța de iarnă, atestă o scădere semnificativă a cazurilor, dar acest lucru nu ar trebui să ne relaxeze. Cunoaștem cât de perfid este acest virus și, așa cum am mai spus-o și anterior, nu excludem o eventuală creștere din nou a cazurilor de infectări. Prin urmare, mare rugăminte către toți cetățenii, către în special către instituțiile medicale, către instituțiile de învățământ, toate structurile private sau publice, să respectăm în continuare măsurile de protecție pentru a nu permite un nou val al infectării. Nu este un secret când spun că Republica Moldova nu își poate permite un lockdown economic. Prin urmare, noi suntem obligați să avem grijă, să ne păzim și să respectăm măsurile epidemiologice pentru a nu permite acest virus să ne doboare și să atingă cifre semnificative de infectări cotidiene. Eu vă mulțumesc frumos, stimată doamnă ministru Pogol și stimată doamnă secretară de stat Zatec, pentru informația prezentată și vă propun să trecem nemijlocit la examinarea agendei de lucru a ședinței noastre de astăzi. Subiectul numărul 1 se referă la cadre și am onoarea să-i dau citire personal. În temeiul articolului 7, litera I, din legea numărul 136/2017, cu privire la guvern și al articolului 22, liniatul 1, litera A, și aliniatul 3 din legea numărul 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică și cu acceptul secretarului general al Guvernului, se propune modificarea dispoziției Guvernului numărul 193D din 2020 cu privire la eliberarea din funcție a doamnei Liliana Iaconi prin substituirea sintagmei 1 februarie 2021 cu sintagma 31 martie 2021. Repet, cu acceptul doamnei Liliana Iaconi. Ca să fiu mai clar, este vorba despre faptul că doamna Liliana Iaconi a acceptat la rugămintea mea și la insistența mea să continue să activez în calitate de secretar general, deși vă amintiți foarte bine, la ședința Guvernului din 22 decembrie anul trecut a fost decisă stabilirea datei limite a activității ei în cadrul Cancelariei de Stat de 1 februarie. Prin urmare, apreciez gestul doamnei Iaconi de a continua să activeze în cadrul la șefia Cancelariei de Stat. Dacă aveți obiecții, propuneri, vă rog. Dacă nu, rog să votăm cine este pentru această propunere. Vă mulțumesc, stimați colegi. Propunerea acceptată. Trecem mai departe. Următorul punct de pe agenda este cu privire la acordarea bursei de excelență a Guvernului și bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranți pentru anul 2021. Doamna ministru Liria Pogolșa, vă rog frumos. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 19, alineat 4 din Codul Educației al Republicii Moldova și articolul 49, litera G din Codul cu privire la știință și inovare, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
a elaborat și propune spre aprobare proiectul hotărârii de guvern privire la acordarea bursei de excelență a guvernului și bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranți pentru anul 2021. Finalitatea proiectului constă în stimularea studenților doctoranți cu performanțe deosebite în cercetare, dezvoltare și inovare prin acordarea bursei de excelență a guvernului și bursei pe domenii științifice. Pentru realizarea acestui scop, la propunerea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Guvernul a aprobat hotărârea numărul 584 din 2020 pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 61 din 2008 cu privire la bursa de excelență a Guvernului și bursa nominală pe domenii pentru studenții doctoranți. Astfel, acordarea burselor de merit, începând cu anul 2021, este pentru studenții doctoranți înmatriculați atât la forma de învățământ cu frecvență la zi, cât și cu frecvență redusă. De asemenea, o altă prevedere vizează participarea în cadrul concursului atât a studenților doctoranți finanțați din bugetul de stat, cât și cei în bază de contract. Bursa de excelență a guvernului și bursa pe domenii științifice se acordă studenților doctoranți anual pentru un an calendaristic care înregistrează performanțe academice deosebite. În total, în concurs au fost depuse 38 de dosare din cadrul a 6 instituții organizatoare de studii superioare de doctorat. Acestea au fost evaluate de 6 grupuri de experți constituite prin Ordinul Ministrului Educației, Culturii și Cercetării, experții pentru acordarea bursei de excelență a Guvernului și bursei pe domenii științifice pentru anul 2021. Evaluarea dosarelor depuse de studenți doctoranți a avut loc în baza metodologiei de evaluare a dosarelor pentru acordarea bursei de excelență și bursei pe domenii științifice, conform rezultatelor evaluării și în baza proceselor verbale ale grupurilor de experți, propunem ca la 21 de studenți doctoranți din țară să li se acorde bursa de excelență a Guvernului pentru anul 2021, iar altor 5 studenți doctoranți să beneficieze de bursa pe domenii științifice. Din numărul total de studenți doctoranți, 16 sunt cu frecvență redusă și 10 studenți doctoranți fac studiile cu frecvență, dintre care 2 studenți fac studiile cu taxă și 24 din bugetul de stat. Prin nominalizarea celor mai dotați doctoranți, ne propunem să eficientizăm procesul de pregătire a cadrelor științifice și să motivăm tinerii să se încadreze în activitatea de cercetare, dezvoltare. Bursele nominalizate vor fi achitate din mijloacele prevăzute în bugetul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Pentru acest scop, proiectul hotărârii Guvernului cu privire la acordarea bursei de excelență a Guvernului și bursei pe domenii științifice pentru studenții doctoranți pentru anul 2021 a fost supus procedurii de consultare publică, avizare și expertizare. În acest context, propun susținerea proiectului. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, dacă aveți comentarii, obiecții la acest subiect, vă rog mult. Dacă nu, propun să aprobăm acest proiect. Cine este pentru? Vă rog să votăm. Vă mulțumesc. Felicitări, doamnă ministru Pogolșa, cu o nouă listă de burse de merit și burse de excelență. Este un lucru care este enorm de apreciat și consider că învățământul la toate nivelurile trebuie să devină o prioritate numărul unu în țara noastră, pentru că fără investiții substanțiale în acest domeniu, cred că nu putem vorbi despre o dezvoltare durabilă a statului pe termen mediu și lung. Investițiile capitale trebuie să meargă în primul rând în materie cenușie a viitoarelor generații. Vor fi studii și capacități corespunzătoare și țara se va dezvolta în modul corespunzător. Vă mulțumesc! Punctul 2 din, sau 3 din agenda, cu privire la instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă pentru declararea unității publice de interes național a lucrărilor de construcții a linii electrice de 400 de kW de transport al energiei electrice Vulcănești-Chișinău și a stației back-to-back Vulcănești. Domnul secretar de stat Lupașcu, vă rog frumos, dar nu înainte de a menționa în mod aparte faptul că acest proiect de hotărâre vizează în mod direct un obiectiv strategic pentru viitorul Republicii Moldova, este vorba despre examinarea posibilităților deja reale la nivel de experți, așa se numește Comisia de Cercetare Prealabilă pentru realizarea finală a proiectului de interconexiune
a sistemului electric a Republicii Moldova cu cel european. Domnul secretar de stat Lupașcu, vă rog frumos. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii guvernului cu privire la instituirea Comisiei de Cercetare Prealabilă pentru declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei aeriene de transport a energiei electrice de 400 kV cu o lungime de aproximativ 158 km pe direcția Vulcănești-Chișinău și modernizarea cu extindere a stațiilor electrice Chișinău și Vulcănești. Proiectul de hotărâre este elaborat în vederea realizării proiectului interconectarea rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România. Menționez că lucrările de construcție vor fi executate pe terenuri proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale și pe terenuri proprietate private, ceea ce impune promovarea prezentului proiect de hotărâre. Astfel, Comisia de Cercetare Prealabilă privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de construcție a liniei electrice aeriene de transport a energiei electrice, va examina obiectele cercetării prealabile și va stabili existența elementelor justificate ale interesului național. Va organiza ședințe de lucru în teritoriu cu reprezentanții autorităților publice locale de nivelul 1 și 2, pe a căror rază teritorială se vor desfășura lucrările de utilitate publică. Având în vedere cele expuse, solicit susținerea proiectului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc și domnul secretar de stat. Stimați colegi, luând în considerație importanța acestui proiect, rog frumos dacă aveți comentarii, eventualele obiecții. Nu văd. Prin urmare, trecem direct la vot. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri, vă rog frumos să votăm. Vă mulțumesc, unanim. Haideți să ne felicităm pentru faptul că a fost aprobată această hotărâre de guvern și să le urăm membrilor acestei comisii activitate cât mai rodnică și sper cât mai rapid să ajungă la o finalitate ca să știm exact cum ne mișcăm în continuare pe realizarea acestui proiect. Următorul punct al agendei, cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri, rog domnul Anatolie Ghilaș să facă prezentările de rigoare. Stimate domnul prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă spre examinare și aprobare proiectul de hotărâre a guvernului cu privire la schimbarea categoriei de destinație a unor terenuri. Prezentul proiect prevede schimbarea categoriei de destinație a terenurilor agricole proprietatea statului din administrarea Agenției Proprietății Publice, gestiunea întreprinderii de stat administrată de strata drumului. Proiectul este elaborat în scopul reabilitării drumului național R30, Anenii Noi, Căușeni, Ștefan Vodă, frontiera cu Ucraina. Totodată, proiectul este elaborat în baza prevederilor legii nr. 17 din 2014 privind declararea utilității publice de interes național a lucrărilor de reabilitare, modernizare și extinderea unor drumuri naționale. Proiectul de hotărâre a guvernului a fost realizat, coordonat și contracționat în modul stabilit. Mulțumim pentru susținere. Vă mulțumesc, domn director. După cum vedeți, iarăși este vorba despre un proiect de hotărâre care vizează infrastructura rutieră din Republica Moldova. Stimați colegi, dacă aveți obiecții, eventualele comentarii, dacă nu, rog frumos cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre, rog să votăm. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Următorul proiect este vorba despre aprobarea regulamentului cu privire controlului rezervelor de stat și de mobilizare. Domnul ministru Pavel Voicu, vă rog frumos. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind aprobarea regulamentului cu privire la controlul rezervelor de stat și de mobilizare. Proiectul a fost elaborat în temeiul articolului 3 alineatul 1 și articolului 25 din legea cu privire la rezervele de stat și de mobilizare numărul 104 din 2020 și fac parte din mecanismul de implementare a prevederilor acesteia. Totodată, necesitatea elaborării
proiectului rezultă din planul de acțiune al Guvernului pentru anii 2020-2023, aprobat prin hotărârea Guvernului 636 din 2019. Prezentul proiect stabilește un mecanism bine determinat și eficient de efectuare a controlului rezervelor de stat și de mobilizare, care va asigura integritatea și păstrarea bunurilor materiale în condiții corespunzătoare, cu respectarea normelor tehnice și a termenilor prevăzuți, precum și evaluarea competenței și capacității depozitarilor responsabili de a asigura securitatea, disponibilitatea și integritatea bunurilor respective, în vederea prevenirii și minimalizării riscurilor de prejudiciere a intereselor statului. Totodată, proiectul înaintat reglementează obiectivele, tipurile de control al rezervelor de stat și de mobilizare, drepturile și obligațiile subiecților controlului, modalitatea de organizare și efectuare a controlului, dar și actele care sunt întocmite urmare a efectuării acestea. Aprobarea proiectului este relevantă și reieșind din importanța rezervelor de stat și de mobilizare pentru exercitarea obligațiilor de a interveni în cazul declanșării unor situații excepționale, pentru protecția populației și pentru lichidarea consecințelor acestora. Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare din bugetul de stat și rog susținerea Guvernului pentru aprobarea proiectului. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, dacă aveți obiecții, eventuale comentarii, nu sunt, prin urmare, pun la vot aprobarea acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. Domnul ministru Voicu, vă rog, continuați. Stimați colegi, prezint în continuare atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în și din rezervele de stat și de mobilizare. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în temeiul articolului 3, alineatul 1 litera C și articolul 22 din legea cu privire la rezervele de stat și de mobilizare, numărul 104 din 2020, și face parte din mecanismul de implementare a prevederilor acesteia. Necesitatea elaborării proiectului rezultă și din planul de acțiune a Guvernului pentru anii 2020-2023. Proiectul are drept scop sporirea eficacității practicii de stabilire și aplicare prețurilor pentru bunurile materiale din rezervele de stat și de mobilizare în vederea neadmiterii pierderilor la eliberarea și completarea stocurilor acestea. Astfel, prin proiect se propune aprobarea competenței Comisiei Mixte pentru stabilirea prețurilor la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare, constituită din reprezentanți ai Agenției Rezerve Materiale din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Finanțelor, care va stabili prețurile la bunurile din rezervele de stat și de mobilizare. Regulamentului privind activitatea Comisiei Mixte, care stabilește atribuțiile și organizarea activității acesteia, drepturile și obligațiile membrilor, precum și atribuțiile președintelui și secretarului Comisiei Mixte. Regulamentului privind modul de stabilire și aplicare a prețurilor la bunurile destinate stocării și eliberării în și din rezervele de stat și de mobilizare. Acest regulament prevede și reglementarea mecanismului de stabilire a prețurilor la bunurile materiale care urmează a fi stocate sau eliberate din rezerva de stat și mobilizare, precum și aplicarea cotelor de reducere la stabilirea prețurilor deduse față de prețurile de evidență la aceste bunuri. Subsecvent, în cazul în care Comisia Mixtă stabilește prețuri reduse la bunurile materiale față de cele de evidență, decizia acesteia se înaintează Guvernului pentru aprobare. Implementarea proiectului nu necesită alocarea resurselor financiare de la bugetul de stat. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, dacă sunt careva comentarii, obiecții, dacă aveți de adăugat ceva la prezentarea făcută de domnul ministru Voicu, dacă nu, propun spre aprobare acest proiect de hotărâre de guvern. Cine este pentru? Vă mulțumesc.
Următorul punct de agendă, stimate domnule director Țepordei, vă rog să prezentați următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, se prezintă spre examinare proiectul hotărârii de guvern privind modificarea anexei la hotărârea guvernului numărul 351 din 2005 cu privire la aprobarea listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului și la transmiterea unor bunuri imobile elaborate de Agenția Proprietății Publice ca urmare a recomandărilor Curții de Conturi reflectate în hotărârea numărul 2 din 13 februarie 2018 cu privire la raportul auditului conformității evidenței, înregistrării și gestionării patrimoniului public și a impozitării bunurilor imobile, precum și la solicitarea autorităților publice centrale în scopul actualizării listei bunurilor imobile proprietatea statului gestionate de întreprinderile de stat în care Agenția Proprietății Publice își exercită funcția de fondator. Proiectul este unul tehnic și prevede operarea modificărilor în anexe la hotărârea guvernului numărul 351 din 2005, în particular. Completarea anexei numărul 9, prim, cu trei bunuri imobile proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice. Completarea cu anexă nouă, numărul 14, prim, lista bunurilor imobile proprietate a statului aflate în administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, în care sunt incluse 429 bunuri imobile proprietate de stat aflate în gestiunea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor. Excluderea 22 de bunuri din lista bunurilor imobile proprietate a statului aflate în administrarea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare și într-o neadmitere a dublării informației. Completarea listei bunurilor imobile proprietatea statului aflate în administrarea Centrului Național Anticorupție cu 7 bunuri imobile la propunere CNA expusă în cadrul expertizei anticorupție a proiectului și excluderea 128 de bunuri imobile în legătură cu privatizarea acestora. Proiectul hotărârii de guvern a fost avizat de către instituțiile și autoritățile de resort și a fost definitivat în baza obiecțiilor și recomandărilor înaintate. Totodată, ținând cont că în proiectul listei bunurilor imobile, proprietatea statului aflat în administrarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, sunt incluse bunuri imobile proprietate de stat, amplasate pe teritoriul a mai multor unități administrativ-teritoriale, proiectul definitivat a fost expediat spre examinare în adresa autorităților respective. În contextul prevederilor legii numărul 29 din 2018 privind delimitarea proprietății publice, obiecțiile și propunerile înaintate de autoritățile publice locale au fost luate în considerație. În contextul celor expuse, solicit susținerea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate domnule director Țepordei. Eu înțeleg că este vorba doar de o ajustare a listelor respective în urma controalelor efectuate de Curtea de Conturi și în baza recomandărilor formulate de Curtea de Conturi. Prin urmare, consider că este o decizie mai mult tehnică și rog colegii, dacă aveți careva obiecții sau eventuale comentarii la acest subiect, nu sunt. Prin urmare, rog respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc! Următorul subiect de pe agenda este vorba despre regulamentul privind modalitatea de ținere a registrului electronic. Domnul Adrian Munteanu, vicedirector al Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, vă rog frumos, faceți prezentarea proiectului respectiv. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, propun atenție dumneavoastră proiect hotărârii Guvernului pentru aprobare regulamentului privind la modul de ținere a registrului electronic al Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, format de sistem informațional automatizat de informare și comunicare privind prevenirea și combaterea spălării banilor. Proiectul hotărârii Guvernului a fost elaborat în vederea realizării prevederilor legii nr. 308 privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțarea terorismului și hotărârii Guvernului nr. 14 privire la aprobarea conceptului tehnic al sistemului informațional automatizat de informare și comunicare privind combaterea spălării banilor în vederea implementării unui sistem electronic eficient de raportare și analiză activităților sau tranzacțiilor suspecte de spălare a banilor, de infracțiuni asociate acestor și de finanțarea terorismului, caricață de incidența legii menționate.
Regulamentul privind modalitatea de ținere a registrului electronic, format de sistem informațional automatizat de informare și comunicare prin Uniunea și combaterea spălării banilor, stabilește mecanismul de funcționare a sistemului informațional automatizat de informare, cum ar fi destinația și scopul creierii sale, funcțiile de bază, circuitele funcționale, documentele principale, obiecte informaționale și datele sistemului, identificatorii entității de informare de bază, scenariile de bază, inclusiv procesele de informare, amenințări la adresa securității informațiilor și cerințele privind securitatea și protecția datelor. Sistemul informațional automatizat reprezintă un sistem național de informare și comunicare al serviciului, ce include resurse informaționale de stat, care cuprind datele sistematizate privind activitățile și tranzacțiile suspecte, în ceea ce privește spălarea banilor, infracțiunile ce vizează acest domeniu și finanțarea terorismului, precum și alte informații relevante colectate de către serviciu, în conformitate cu prevederile legii nr. 38 privind la prevenirea și combaterea spălării banilor. Sistemul informațional automatizat rezidă și din recomandările experților Comitetului Manival din cadrul Consiliului Europei, urmare a evaluării Republicii Moldova cu privire la implementarea standardelor internaționale în domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor. Proiectul a fost supus procedurii de avizare și expertizare în conformitate cu cerințele cadrului normativ relevant. În acest context, rog susținerea proiectului și vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc, domnule Munteanu, stimați colegi. Este un proiect care consider că este absolut necesar pentru consolidarea cadrului juridic de combatere a spălării banilor. Cunosc foarte bine și recomandările grupului Moneyval din cadrul Consiliului Europei, care este autoritatea europeană în organizarea combaterii la nivel continental a spălării banilor. Cunoaștem cu toții cu câte probleme ne-am confruntat, sau Republica Moldova s-a confruntat anterior cu acest flagel. Prin urmare, dacă nimeni dintre domniile voastre nu are careva obiecții sau comentarii, rog respectuos să aprobăm această hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Mergem mai departe. Doamna secretar de stat, Tatiana Ivanichkina, vă rog să faceți prezentarea următorului subiect. Dar v-aș ruga să includeți microfonul, vă rog. Se aude? Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea regulamentului privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloace fixe, aprobat prin hotărârea Guvernului numărul 500 din anul 1998. Procesul de casare a mijloacelor fixe, reglementat de regulamentul privind casarea bunurilor uzate raportate la mijloacele fixe, aprobat prin hotărârea sus menționată, este unul depășit și deseori creează dificultăți, în special în procesul de modernizare și dezvoltare a subiectelor de drept, cum ar fi autoritățile, instituțiile publice sau agenții economici, inclusiv întreprinderile de stat, municipale, societățile pe acțiuni cu participarea statului sau administrației publice locale. Totodată, tergiversarea demontării mijlocului fix duce inevitabil la majorarea pierderilor legate de consumuri de materiale și servicii, care pot fi direcționate eventual la dezvoltarea întreprinderii. Având în vedere că există un mecanism clar de monitorizare a activității întreprinderilor, proiectul își propune simplificarea procedurii de casare a mijloacelor fixe cu verificarea ulterioară de către organele de conducere a tuturor acțiunilor întreprinse în acest sens, și anume de către Consiliul Societății pe Acțiuni sau Întreprinderii de Stat, Comisia de Cenzuri sau Societatea de Audit. De asemenea, în urma misiunilor de audit desfășurate la instituțiile bugetare, Curtea de Conturi a constatat majorarea nefondată a valorii investițiilor capitale din cauza proiectelor de investiții capitale inițiate, dar care nu vor mai fi realizate sau demarate. Astfel, în scopul reflectării corecte și reale a cheltuielilor efectuate de către instituțiile bugetare pentru proiectele de investiții capitale, precum și în scopul implementării recomandărilor Curții de Conturi, proiectul își propune acordarea dreptului de a casa investițiile capitale în active în curs de execuție. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație, iar toate obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație la definitivarea proiectului.
În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului. Mulțumesc, doamnă secretar de stat, stimați colegi, dacă există obiecții, comentarii, nu sunt, prin urmare, rog respectuos să aprobăm acest proiect de hotărâre de guvern. Vă mulțumesc. Doamna secretar de stat, Diana Ivanișchina, vă rog respectuos continuați următorul subiect. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la modificarea hotărârii Guvernului numărul 573 din anul 2013 privind aprobarea strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice pentru perioada anilor 2013-2020. În contextul condițiilor din anul 2020 provocate de pandemia COVID-19, care au afectat activitatea curentă a tuturor instituțiilor, Ministerul Finanțelor a desfășurat evaluarea sistemică privind implementarea strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice. Drept rezultat, s-a constatat că obiectivele de dezvoltare, dar și majoritatea măsurilor de reformă stabilite în strategie, își mențin actualitatea și pe următorul termen. Astfel, prin prezentul proiect se propune actualizarea termenului de implementare a strategiei prin extinderea acestuia pe o perioadă de 2 ani, în scopul finalizării acțiunilor și măsurilor stabilite în actuala strategie, care la moment sunt în desfășurare. Extinderea cu 2 ani a strategiei de dezvoltare a managementului finanțelor publice este de asemenea condiționată de necesitatea definitivării procesului de aprobare a strategiei naționale de dezvoltare a Moldova 2030, principalul document de viziune strategică la nivel național, precum și de desfășurarea exercițiului de evaluare aferentă cheltuielilor publice, la moment în derulare cu suportul Uniunii Europene și a Băncii Mondiale. Un alt factor important este că strategia de dezvoltare a managementului finanțelor publice este unul din criteriile de evaluare a suportului bugetar din partea Uniunii Europene pentru Republica Moldova. Iar decizia de actualizare a termenului de implementare actualei strategii este susținută de partenerii de dezvoltare, fiind agreată cu delegația Uniunii Europene și ne va permite debursarea mijloacelor financiare în cadrul acordurilor încheiate cu Uniunea Europeană. Ținând cont de cele menționate, rog susținerea dumneavoastră pentru aprobarea proiectului. Da, vă mulțumesc frumos, stimată doamnă Ivanișchina. Stimați colegi, după cum vedeți, noi fiind un guvern interimar, nu avem dreptul să aprobăm strategii și politici noi, dar în acest caz specific nu este vorba despre aprobarea unei strategii, ea deja a fost aprobată prin hotărârea de guvern din 2013, ci este vorba doar despre prolongarea valabilității strategiei respective. Prin urmare, nu văd niciun conflict în abordarea acestui subiect și prin aprobarea acestei hotărâri de guvern. Prin urmare, stimați colegi, dacă aveți careva obiecții sau comentarii, dacă nu, rog respectuos să acordăm votul acestui proiect de hotărâre. Stimate domnule ministru apărării, domn general, nu am văzut, sunteți pro sau contra? Vă mulțumesc! Stimată doamnă secretar de stat Ivanișchina, văd că mai aveți un punct pe agenda de prezentat, vă rog frumos! Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice. Proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice a fost elaborat pentru realizarea acțiunilor prevăzute în Planul Național de Acțiuni pentru implementarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană pentru perioada anilor 2017-2019, care prevede elaborarea măsurilor de punere în aplicare a prevederilor legii 131 din 2015 privind achizițiile publice, precum și în scopul realizării prevederilor articolului 79 din aceeași lege.
Prezentul regulament stabilește condiții generale și specifice privind crearea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, responsabil de inițierea și desfășurarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice pentru satisfacerea necesităților autorității contractante sau asociației de autorități contractante. Astfel, proiectul regulamentului oferă o claritate privind activitatea grupului de lucru în procesul de inițiere și desfășurarea procedurilor de achiziții publice, examinare și evaluare a ofertelor. Proiectul a fost supus avizării și expertizării de către autoritățile interesate în modul stabilit de legislație și toate obiecțiile și propunerile acestora au fost luate în considerație în proiectul definitivat. Reieșind din cele expuse, rog susținerea proiectului. Da, vă mulțumesc, stimată doamnă Ivanișchina. Stimați colegi, dacă aveți careva obiecții, comentarii, dacă nu, rog respectuos votul dumneavoastră pentru aprobarea acestei hotărâri de guvern. Vă mulțumesc. Acestea au fost punctele inserate în agenda ședinței de astăzi a guvernului. După cum vedeți, nu este o agendă foarte mare, însă am considerat că este absolut necesar să ieșim în ședința de astăzi a Guvernului cu aceste documente pentru a facilita activitatea curentă a unui guvern interimar. Totodată vom continua ședințele Guvernului și în săptămânile următoare până la, sper, mandatarea unui guvern, îndeplinitatea funcțiilor care se preia Republica Moldova în conducere. Între timp, rugăminte mare către toți miniștrii, secretarii de stat, rog respectuos să discutați cu subalternii dumneavoastră și acele proiecte, acele inițiative care erau inițiate, au fost inițiate sau urmează a fi inițiate, ar fi bine să se înceapă procesul lor de elaborare în perspectiva asigurării continuității, în așa fel încât chiar dacă acest guvern cu statutul său interimar nu are dreptul să intervină cu inițiative legislative, dar cel puțin aceste inițiative care sunt și sunt sigur că sunt absolut necesare pentru activitatea ministerelor pe care aveți onoarea să le conduceți, să poată fi transmise deja gata, pregătite pentru următoarea echipă de guvernare, care să le aplice sau să le transmită imediat în Parlament spre examinare și aprobare. Eu vă mulțumesc mult de tot și încă o dată permiteți-mi să repet necesitatea absolută de responsabilitate, respect și multă, multă abnegație. Vă mulțumesc și vă doresc o zi plăcută în continuare. Numai bine. Domnul ministru Perju, faceți-vă sănătos cât mai rapid. Noi vă așteptăm înapoi în activitatea plenară fizică. Vreau să vă deschid o mică taină. Noi am vrut să organizăm această ședință de guvern deja cu prezența fizică, dar, reieșind din considerație că dumneavoastră sunteți în autoizolare, am decis totuși să continuăm în format online ca să vă permitem și dumneavoastră posibilitatea să fiți alături de echipă. Vă mulțumesc mult și sper că într-o săptămână ne vedem deja în mod fizic. O zi bună încă o dată!